Bonjour, mama. Și acum eu sunt arhisaturat de aceste discuții. Și mai, așa, mai amabil cu presa. Numai la noi, Republica Moldova, așa este atacat șeful statului. Este dezgustător că cineva își închipuie că cu bani poate să facă ce dorește. Până și opoziția comunistă se bucură de libertatea de exprimare. Pahomii, de luni până vineri, talk show cu Viorel Pahomii la Realitatea TV.